Experiența prinsă în timp ca proiectare din prisosul mult dorit, azi prezent ca exprimare de egoul mărginit. Prin ea repetăm trecutul și întărim un obicei, ca pivot având plăcutul ce dă vieții fals temei. Așa se nasc mecanisme care degradează omul când, robit de conformisme, se socoate etalonul. În capcana ei vicleană e distrus al vieții sens, prin dorința mereu vană ce se caută intens. Observat al său cuprins, fără a face vreo tocmeală, tot trecutul este stins cu întreaga amăgeală. Și, ca ființă integrată, desprinsă de ce a trecut, vom cuprinde viața toată, suflu nou, necunoscut. Întâlnirea cu ce este, de noutate totală, fără nicio urmărire, scop, tendință ideală, astfel de întâmpinare, în perfectă simplitate. Însăși viața ne-o pretinde, noi și ea, o unitate.